24, un bărbat a murit după ce a fost împușcat de polițiști în trafic. A vrut să intre cu mașina în echipajele care încercau să îl oprească. Avem și prime imagini de acolo, dar vă avertizez, pot avea un puternic impact emoțional. Colega mea, Maria Moiș, are detalii suplimentare. Maria. Bun găsit. În aceste imagini cu un puternic impact emoțional, vedem cum șoferul, care între timp a decedat, depășește mașină după mașină, circulă pe contrasens și nu oprește la semnalele polițiștilor. Agenții de la rutier au tras focuri de armă în plan vertical, în semn de avertisment, în încercarea de a-l opri, iar pentru că acesta nu a frânat, au tras și spre mașină. Din nefericire, glonțul a nimerit chiar pe șofer, acesta a pierdut controlul volanului. Vedem pe aceste imagini că mașina părăsește șoseaua și se izbește de un șanț aflat la marginea drumului. Polițiștii coboară din mașină, îi vedem și pe imagine, vedem pe unul dintre agenți care cercetează locul, are și arma îndreptată spre această mașină. Din informațiile pe care noi le avem, polițiștii au încercat să îi acorde prim ajutor acestui șofer rănit, dar din nefericire el a pierdut lupta cu viața. Cum s-a ajuns aici? Polițiștii aveau informații că șoferul este băut și ar putea să fie un pericol pentru ceilalți conducători auto, de aceea au început urmărirea în trafic. În momentul în care i s-a cerut prima oară să oprească, conducătorul auto nu numai că nu a oprit, dar ar fi încercat să lovească și autospecialele de poliție. Acum, acest caz este preluat de parchetul Tribunalului Botoșani, care a început verificări. Mulțumim, Maria!